În urma unui sondaj efectuat pe această temă, am ajuns la două concluzii. 1. Oamenilor nu le este frică de sfârșitul lumii și 2. Aceștia ar face lucruri cu totul și cu totul deosebite dacă ar ști că astăzi este ultima zi din viața lor. Ce părere aveți de asemenea zvonuri? Cred că este doar un zvon totuși. Da. Și următoarea întrebare, dacă mai aveți un minut, ce ați face dacă aș ști că astăzi este ultima zi din viața dumneavoastră? Păi, chiar nu știu, aș sta cu familia toată ziua și aș face toate lucrurile pe care cred eu că nu le-am făcut până acum. Credeți că va fi într-adevăr sfârșitul lumii pe 21 decembrie? Nu cred. Dar care sunt semnele sfârșitului lumii? Nu știu. Nu. Dar dacă mâine ar fi apocalipsa, astăzi ce ați face? Azi? Aș petrece. Cum ați petrece? Nu știu, cu prietena, cu soția. Cu amândouă? Nu, decât cu soția. Iertare aș cere cuiva? Nu, n-aș cere. Dacă astăzi ar fi ultima zi din viața dumneavoastră, ce ați face? Nu știu, aș sta, dacă aș ști că ar fi ultima zi, aș sta mai mult cu fratele meu, mai mic. Acum 2000 de ani, Sfântul Ioan Botezătorul spunea: pocăiți-vă că se apropie sfârșitul lumii. Practic, de atunci, noi așteptăm acest moment și ar trebui să fim pregătiți mereu din punct de vedere spiritual pentru apocalipsă. Aducem sfârșitul lumii atunci când ne îndepărtăm de Dumnezeu, atunci când întunecăm chipul lui Dumnezeu din om. Așa că cu exactitate nu putem să știm. Sunt supoziții, au fost multe, au fost și or să fie până la sfârșitul lumii. Din păcate, acestea s-au făcut și pentru altă imagine și pentru alte interese financiare, politice. Conform Bibliei, apocalipsa va fi însoțită de anumite semne. În primul rând, sunt cele care sunt arătate în apocalipsă. Venirea lui Antichrist. Sfântul Ilie, cel pe care l-am prăznuit la 20 iulie, va veni pe pământ și va muri în această luptă cu Antichrist pentru ca el să treacă în împărăția lui Dumnezeu. Se va arăta pe cer semnul Fiului Omului, Sfânta Cruce.